Da, scuși la subiect. Ce pot zic? Decât... Ai seama că urări toată lumea, spune, este tot toată lumea de... Fie ca sărbătorile de iarnă să-ți aducă bucurii, să-ți aducă iubire, să-ți aducă sănătate. Când încep mesajele alea, fie ca sărbătorile... Aoleu, alea nici măcar nu... Deci când am deschis, l-am și închis. L-am deschis, l-am și închis. Nici nu răspund la mesajele alea. Bă, acum care e ideea, așa, din punctul meu de vedere, am așa o, să spunem, o concluzie. Cred foarte mult că acum de Crăciun poate că ar trebui să fim mai recunosc. Bine, e un clișeu că se mai aude, dar am trăit-o pe pielea mea, am modul ce mai serios. Am trăit-o pe pielea mea, chestia asta. Să fii frustrat pe ce nu ai, în loc să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Că sunt atâtea chestii pentru care poți să fii recunoscător. Sunt atâtea chestii. Deci crede-mă, poți să fii recunoscător și pentru papucii pe care ai în picioare. Și pentru șervețelele care le ai în buzunar, da? Adică poți să fii recunoscător. Te strignești un pic că trăim atât de bine încât înainte nu era. Erau vremuri grele, ca idee. Bine, facem comparații. Că așa poți să faci, nu? Înainte nu am trăit de bine, dar ca idee, simplu și la subiect, poate că ar trebui să fim mai recunoscători pentru ceea ce avem. Atunci când te rogi la Dumnezeu, atunci când te rogi, acum vorbim serios, frate, gata, fără Caterincă, acum vorbim foarte serios. Atunci când te rogi la Dumnezeu, am studiat un pic treaba asta cu rugăciunile și cam care-i treaba. Atunci când te rogi la Dumnezeu, să încerci cumva să-ți faci rugăciunile tale proprii. Rugăciunile proprii care vin din suflet. Cum ai putea face o rugăciune care să vină din suflet decât aia cu adevărat care vine din tine și e pe loc atunci, ceea ce simți. Dar, atunci când o faci, ar fi bine să fii recunoscător pentru ceva. Nu să faci, Doamne, dă-mi, Doamne, dă-mi bani, Doamne, nu am bani, Doamne, dă-mi sănătate din cauza... Și atunci când te rogi, practic, atunci... De atunci când te rogi, tu atunci când te rogi că, Doamne, fă-mă sănătos, sunt bolnav, și starea aia pe care tu o ai, da, dă-mi mai mulți bani, e stare de sărăcie. Și practic, aia atrage mai multă sărăcie către tine. Așa mai bine, singura chestie, că de vrea că se spune, ca o rugăciune să funcționeze, să funcționeze, și mai să fii și din suflet și să aibă și o vibrație înaltă, este ca tu să fii recunoscător în ceea ce ai. Doamne, îți mulțumesc pentru ce am, pentru banii pe care i-am, pentru carnea pe care am în frigider, pentru familia pe care o am lângă mine, pentru prietenii mei. Eu știu pentru ce ești tu recunoscător, pentru ce ai cu adevărat ceea ce simți tu. Trebuie să fii recunoscător pentru ceva, sunt sigur că ai pentru ce să fii. Pentru benzina de rezervor pe care o ai, dacă mergi cu mașina, dacă încă mergi, înseamnă că uite, trăiești ca un boss, nu? Nu te plouă, nu te ninge, nu? Trăiești bine. Ei, eu așa văd treaba. Să fii, în loc să spui, Doamne, săracul de mine, dă-mi mai multă sănătate. Păi dai seama că tu atunci, tu când faci rugăciunea, starea ta e de a fi bolnav. Starea ta atrage mai multă boală. Doamne, dă-mi mai mulți bani. Și starea ca atunci pe care o ai, este că tu duci lipsă de bani. Și atrage mai multă lipsă. Așa mai bine, Doamne, îți mulțumesc pentru banii pe care am buzunar. Doamne, îți mulțumesc. Și crede-mă, am studiat treaba asta, nu știam. A spus și Bashar. Bine, în fine, nu vreau acum să spun. A spus o grămadă. Deci, e cea mai bună chestie care poate să funcționeze. Doamne, îți mulțumesc pentru banii pe care i-am acum. Îți mulțumesc pentru comenzi, dacă vinzi ceva. Pentru comenzi pe care tot vin zi de zi. Da? Să fii recunoscător și că atunci când ești din biserică sau unde faci tu, da? Unde faci tu rugăciunile astea, hai să vezi că o să simți mult mai bine. Nu faci de-astea, Doamne, sunt sărac, Doamne, nu alea. Atragi mai multă sărăcie, să moră dacă nu. Așa că, băi, ce pot să zic? Sărbători fericite, mă, frate, acolo unde ești, ce faci tu și... Mult succes în ce ți-ai propus. Poate că ar fi bine la anul să scrii pe foaie ce-ți dorești cu adevărat.
Scrii pe foaie, pur și simplu, exact ce-ți dorești tu în viața asta. Și că e una din cele mai bune chestii care poate să funcționeze. Să scrii pe o foaie ce-ți dorești. Și să o lași acolo. Da? Dar cu adevărat ce-ți dorești din inimă. Da? Și nu chestii generale. Vreau mai multă sănătate, vreau mai mulți bani. Chestii fixe. Asta se spune. Vreau mai mulți bani, îți dau un leu și gata. Multă sănătate. Mult... Băi, să... Ce pot să mai zic? Sărbători fericite și... Să petreci cu bine acolo cu familia. Să fie familia unită. Hai, ne auzim, pa!